Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică Crypto, la un nou video, o nouă analiză. Înainte de a începe analiza propriu-zisă, trebuie întotdeauna să ne învățăm, să ne uităm la calendarul zilei. Eu folosesc mereu Forex Factory de 15 ani, m-am învățat cu el, sunt foarte multe, dar eu cu el m-am învățat. Și astăzi suntem în 4 aprilie și observăm că la ora 5 după amiază, da, la ora 17 ora noastră, avem o raportare de cod roșu, da, și avem, dacă vreți să știți despre ce este vorba, mergeți frumos aici, apăsați pe acea căsuță și scrie că numărul de joburi deschise de-a lungul lunii, deci probabil că se referă la câți oameni și-au găsit job luna trecută. Este foarte importantă această raportare. Eu deja mi-am selectat undeva de pe aici, parcă mi-am selectat doar știrile cele mai puternice cu impactul cel mai mare și observăm că astăzi avem la ora 17 și mâine, miercuri, avem odată la 3 și un sfert după amiaza și după amiaza din nou la ora 5 după amiaza sau 17. Americanii, după cum știți, ei nu au 17, 19, 20, ei au AM dimineața și PM după amiaza și atunci lor e ușor 3 și 15 PM. Bun, deci aveți mare grijă astăzi, mâine. Mă rog, ia uite aici o foarte mare, foarte puternică raportare, tot la 3 și jumate după amiaza și vineri, mamă, vineri, una, două, trei raportări. Deci mare atenție la aceste ore, strângeți foarte mult seleul pe cripto, pe Forex, pe ce sunteți voi băgați și atenție mare cu cel puțin jumătate de oră înainte de raportări să fiți pregătiți. Bun. Intrăm direct în pâine. O să urmăresc să fac mai des decât 7 zile. Acum că am și 4 canale și 3 canale, 4 canale pe YouTube, 3 canale private și posibil să-l deschid și cel de-al 4-lea canal privat de analiză tehnică pe companiile și acțiunile americane. Sunt foarte mulți care tranzacționează, dar nu știu cum anume și am tot timpul solicitări de acest gen. Dar asta vom vedea. Suntem pe Bitcoin și vreau să vedem ce va face Bitcoinul în această săptămână. Din fericire, prețul nu a trecut de 26.500 pe Bitcoin și am și spus că dacă prețul nu trece de această zonă, avem șanse mari ca el să crească. Sper că vă mai aduceți aminte de analiza care am făcut-o cât de curând, în care am arătat două mari scenarii, fie în această zonă, de când s-a finalizat trendul, va crește spre 100.000 de dolari, fie undeva în jur de 32.000, undeva în această zonă, prețul îmi închide un val corectiv. Observați că am și pus aici, am un A, B, C. Aici se închide un val 4, evident, repet, pe scenariul negativ, da? Și prețul va coborâ undeva spre 10, 12, 13.000 de dolari. Dacă totul este lapte și miere în acest an, urmăm scenariul pozitiv în care dacă prețul ajunge și sparge această zonă spre 36, 38, 40, din punct de vedere tehnic putem să-l vedem la 80, 100.000 în acest an. Evident, cu corecții, cu căderi, cu coborâri, dar această zonă mi se pare extrem, extrem de importantă pentru că nu trebuie să neglijăm. Să știm întotdeauna că prețul face ceea ce vrea el și mai mult decât atât,
Făcând ce vrea el, putem să calculăm mai multe scenarii astfel încât să nu fim surprinși de evoluția lui. Și un trader profesionist, el întotdeauna se gândește, asemenea unui jucător de șah, ce îmi face adversarul în cazul nostru, ce poate să facă mie prețul, ce mișcare poate să fac astfel încât să nu fiu surprins de evoluția lui și evident să nu pierd bani decât cei care sunt pregătiți moral să îi pierd prin punerea unui stop loss, așa cum v-am învățat atât de-a lungul sutelor de videouri, cât și mai ales în strategie v-am învățat tehnici multe și cu această ocazie vă reamintesc că cei care cumpără oricare din aceste două strategii au o lună de zile gratuit pe Telegram, precum și cei care se înscriu prima dată pe și cumpără acest abonament lunar au 7 zile gratuit pe canal unde zilnic eu postez analize și pe grup, membrii grupului postează. Dacă cumpărați strategia, veți fi introdus pe un al doilea grup al membrilor care au cumpărat-o și sunt în proporție de peste 90 și ceva la sută, 95 probabil, cei care, toți membrii grupului meu, au cumpărat strategia, așa că veți fi introduși pe acest al doilea grup. Deci, ca să țineți minte, pentru cei care sunteți noi, am un canal privat unde în fiecare zi, în special dimineața, postez analize pe Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dar cele mai importante și după aceea încă câteva, ca să aveți material de studiu de analizat pe parcursul zilei. Iar pe grup, oamenii, am uitat, da, se rezolvă să vă arăt poze cu rezultate, de rezultate, cu zeci de rezultate foarte, foarte bune ale celor care mi-au cumpărat strategia și au început să câștige sume frumoase de bani și randamente destul de mari. Și că tot veni vorba, hai să vă arăt doar câteva rezultate a celor care au postat aseară, ieri, da? 542%, 109%, 304%, 401%, 121% pe Lina USD, da? 900, ia să vă cumăresc eu aici, 925% pe o singură criptomonedă, dragii mei. Strategia îți dă mură în gură unde să intri în piață. Iată, 1248%, 278-145% și pot să dau, uite, observați cât mai multe, nu mai stăm să pierdem timpul, 312%, 350%, 103%, opa, $2000 câștig pe o tranzacție, $1000 câștig pe o tranzacție folosind strategia mea. Deci, dragii mei, vă aștept cu drag pe Telegram și acum haideți să începem analiza propriu-zisă. Deci, repet, deocamdată mă bucur că prețul nu a trecut de 26.500 și ușor, ușor, tehnic ar trebui să începem să urcăm, mai ales dacă va sparge această linie de trend sau linia superioară a acestui canal de preț, avem cumva o confirmare că vom urca spre valul 3. Mergem mai departe și ne uităm și pe Ethereum. Pe Ethereum la fel avem un val 2 și toată la fel ne prețul a dat a treia oară, a doua oară cu capul de această linie de trend, observați, și am spus pe grupul meu privat astăzi că este bine să așteptăm spargerea acestei linii de trend, astfel încât să avem o confirmare, observați, și o rezistență. Dacă am trasat-o, ne-am duce cumva, o avem și frumos aici. Da, un dublu, triplu, quadruplu, troplu, dacă putem spune una, două, trei, asta ar fi a patra. Tot ce este sub această linie de trend sau această quadruplă top, da?
dublu top, triplu top, quadruplu de 4, da? Este bine să fim în mod prudenți, observați că prețul deja stă suficient de mult pe loc, dar confirmarea de trend ar fi când prețul va sparge, hai să spunem așa, 1844, ne ducem spre trece de această zonă. Deocamdată este cam amețit prețul pe Ethereum pentru că, după cum vedeți, nu prea are putere să treacă. Evident că ne putem uita la volume, așteptăm, inspirăm adânc, numărăm până la cât vreți voi. Ce să vă mai arăt? Litecoin se află într-un triunghi și din nou avem aici dublu top foarte puternic. Așteptăm din nou spargerea acestui trend. Observați cum prețul stă de pe 24, stă cumva pe loc în această mișcare laterală și evident că așteptăm cu nerăbdare să spargă odată cât o fi aici. O secundă mică. 95 ca să putem urca spre 104 dolari, așa cum am arătat aici, apoi prețul ar trebui să coboare, dar asta vom vedea după ce va sparge această zonă. Hai să vedem AGIX. Mergem 4 ore. Avem valul 4 finalizat aici. Aici avem un val 1. Ar trebui ca valul C din 2 să se finalizeze în această zonă. Foarte bine și cumva de aici ar trebui ca prețul să urce și vom pune cumva 5-ul aici să urce spre acest subval 3. Hai să scot acest wave că nu prea e frumușel și din punctul meu de vedere ar urma o creștere mare cu condiția ca prețul să spargă, să treacă de acest 0.44 pentru a urca spre 0.75 și ar fi un randament super mega bun de vreo 70% în următoarele zile dacă prețul în sfârșit trece de această zonă în care efectiv hibernează și după cum vedeți și afară ninge, bate vântul în luna aprilie în România sau cel puțin la mine în Bacău. Da, dacă prețul va sparge această zonă, vom vedea long, dacă prețul va coborâ, ne vom muta și noi cu C-ul din 2. Cel mai important, dragii mei, este ca prețul să nu coboare de, să nu treacă de această zonă pentru a spera la un long de zile mari. Deci prețul poate să coboare, să coboare, dar să nu treacă sub. Hai să facem așa o chestie. Totuși, vom pune și o cifră, da? Uite, mai punem una aici. Da? Deci toate bune și frumoase, dragii mei, până la 0.2298, etc. Dacă îl vedem pe aici, inspirăm adânc și mai vedem ce soluție găsim atunci. Dar dacă prețul se află deasupra 0.2298 și mai mult decât atât valul C din 2 s-a finalizat aici, șansele de a câștiga bani și de a avea o certitudine a trendului long este ca el să treacă de 0.45623 la. Ați înțeles ideea. Bun, dragii mei, mai avem o criptomonedă mai nouă, ACH. Am pus-o astăzi pe grupul meu privat. Vă dăruiesc și vouă. O secundă. La fel, aproximativ cam același scenariu ca și cel anterior. Avem finalizat un val impulsiv, val corectiv. Tehnic, teoretic, ar trebui ca de aici, unde ești, 1, 2, 3, 4, 5, să mergem cumva pe acest scenariu.
Aici, hai să leg, poate mulți sunteți noi și nu știți ce mâzgălesc eu pe aici și ce vă spun, dar acum cred că ați înțeles tehnic dacă prețul nu va trece de... Ah, n-am vrut să fac asta. Imediat revenim. O secundă mică. Ia să vedem, perfect. Deci ca și scenariul anterior, dacă prețul nu trece de 0,0327, deci nu coboară și prețul începe să urce, avem clar definit scenariul pe viitorul apropiat pe această criptomonedă cu un potențial profit destul de frumos, 37% într-o primă fază, apoi prețul va și ar trebui să coboare, să facă o corecție, vom coborâ spre valul 4. Deja cei vechi au început să prindă niște chestii și de aici vom urca spre valul 5. În acest fel, dragii mei, v-am dat scenariul pe o săptămână, sper, sau o săptămână și ceva pe această criptomonedă. Punem culoarea verde că va fi trend ascendent. Sper că se vede foarte bine și cam atât. Da, urcăm spre 3, corect spre 4, închidem sub valul 5 din 3, coborăm spre marele val 4, 1, 2, 3, 4, 5. Acest val 4 va fi subdivizat în alte valuri, dar asta voi face în momentul când vom ajunge aici și începem să coborâm, să calculăm când valul 4 se va finaliza și țup, up, spre valul 5. Practic, aici vine un val și mai mare, dar nu vreau să vă chinui prea mult cu culori, cu ceva de genul acesta, și ăsta vine undeva sus. De la time frame, time frame sunt alte numerători, alte valuri, dar nu vă zăpăcesc pentru că e destul de complicat, dar extrem de precisă această metodă de analiză Elliott Wave. Ce vă recomand vouă la început este achiziționarea acestui curs în care vă învăț o strategie și nu uitați că vă puteți abona și aveți 30 zile gratuit cu ea. Și ca și noutate pentru cei care au strategia, dar vor să înveți analiză tehnică, cine va cumpăra acest curs și el va avea reducere o lună de zile pe canalul meu privat de cripto. Înainte erau 21 de zile, 3 săptămâni, acum le-am pus pe amândouă la o lună de zile. Doar cei care vor cu adevărat să devină traderi independenți financiar, să câștige sume mari de bani, așa cum ați văzut că se fac pe canalul meu privat și v-am postat acum câteva minute câștiguri, fie vă puteți abona plătind această sumă, fie și aveți 7 zile bonus dacă nu v-ați abonat în acest an, deci sunteți, dacă sunteți noi, sau oricare din cursuri. Recomand prima și prima dată strategia care vă dă intrări, vă învață cum să intrați în piață. Da? Și apoi cei care vor să învețe analiză tehnică acest curs, amândouă aveți 30 de zile. Dragii mei, cam aceasta a fost videoul meu pentru voi în această zi. V-am dat vreo 4-5 criptomonezi, analizați-le, urmăriți-le, câștigați bani, trăiți-vă viața din plin. Și cine vor să devină trader profesionist, știți unde mă găsiți. Apropo, cei care cumpără cursurile de pe site-ul meu, analizatehnicalazi.ro, oricum veți avea și aici în comentarii, întotdeauna sub orice video, veți avea aici link-ul. Dacă nu uit, site-ul se cheamă analizatehnicalazi.ro. Da, și undeva la contact aveți e-mailul meu unde îmi puteți scrie dacă cumva aveți vreo nelămurire legată de strategii, de cursurile mele, da? Am cam multe deschise, trebuie să se încarcă mai greu, la voi merge șnur. Deci luați acest e-mail și îmi scrieți pe el dacă nu ați înțeles ceva din cursuri
sau orice legat de cripto, cum să vă pot ajuta să câștigați bani. Aici aveți o descriere a celor două cursuri, ceva mai lunguță, de vreo oră. Și cam atât, nu vă rețin deloc, pentru că timpul e prețios și pentru voi și pentru mine. Puteți scrie în comentarii, doleanțe, ce doriți, întrebări, da? Ce vreți voi. Ne mai auzim săptămâna aceasta cu siguranță la un nou video. Nu pot decât să vă doresc să o săptămână superbă, frumoasă, mai ales în suflet, că afară la mine bate vântul, e urât de nu se poate, ninge viscolit, așa. Dar vă doresc lumină în suflet, pace, armonie și mai ales, din punctul de vedere, spor la bani. Cine dorește să îmi dea un link pe acest video, este video care l-am făcut acum, este binevenit. Dacă sunteți noi, aveți cumva aici un butonaș abonează-te, apăsați pe acel buton să vă abonați, să mă urmăriți, doar să mă urmăriți. Și repet, cine vor să câștige bani, să devină trader financiar, să achiziționeze cursurile și să aveți o lună de zile gratuit. Dragii mei, toate cele foarte bune, spor la bani și ne vedem cu bine la următorul meu video.